Vă chem la rugăciune pentru Israel, pentru că în orele acestea ale dimineții, aceste zile de 7 octombrie, a izbucnit război în Israel. Sunt atacați într-un mod masiv din partea de sud, din fâșia Gaza, cu rachete, dar și cu grupuri de teroriști care au pătruns în Israel. Israelul a fost luat prin surprindere, n-a reușit încă să se împotrivească acestui atac major. Au fost luat ostatici din rândul armatei și a populației civile din Israel și duși în fâșia Gaza. Deci vă îndemn și vă chem să ne rugăm rapid să vă mobilizați și dumneavoastră și transmiteți pe toate canalele pe care le aveți la dispoziție acest apel la a fi de partea Israelului în aceste vremuri complicate pentru el. Știm că sunt tensiuni în Israel, chiar în societatea israeliană sunt fragmentări, sunt probleme, dar haideți să ne rugăm acum ca planul lui Dumnezeu să împlinească cu Israelul, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, așa cum ne cheamă Scriptura, să ne rugăm pentru pacea Israelului și pentru protecția Israelului, a populației civile, care, iată, este prinsă în acest foc al războiului izbucnit deodată. Știm că sunt vremurile din urmă, știm că lucrurile acestea se vor întâmpla în Israel, dar noi ca și biserică, câtă vreme suntem pe acest pământ, suntem chemați să ne rugăm pentru Israel, pentru pacea lui, pentru protecția lui și pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în această situație. Să ne rugăm pentru stabilitatea acestui atac masiv, pentru oprirea lui, pentru protecția Israelului și din partea de nord, pentru că ei așteaptă un atac masiv și din nordul Israelului, de pe teritoriul Libanului. Așadar, într-o vreme ca aceasta, Israelul este destul de singur și comunitatea creștină este chemată de pretutindeni să se ridice la rugăciune pentru Israel în aceste vremuri. Domnul să binecuvinteze această țară și să-și împlinească planul lui cu Israelul în totalitate, iar noi, ca Biserica Domnului din România, haideți să mijlocim pentru Israel, pentru pace, pentru protecție, pentru populația civilă de acolo, pentru ca această țară să fie sub mâna puternică a lui Dumnezeu în continuare. Facem această transmisie dintr-un loc mai puțin obișnuit. Suntem la o conferință în Cluj, la care suntem parteneri media ca Alfa Omega și acesta este contextul în care am făcut această transmisie și acest apel la rugăciune pentru dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvinteze România cu înțelepciune și cu pace. Dumnezeu să protejeze Israelul în aceste vremuri cumplite și complicate. În numele Domnului Iisus.